Ce minunat este să fii în prezența lui Dumnezeu și să ocotesc pentru această seară binecuvântată. Se merită multe mulțumiri lui Dumnezeu pentru că El a căutat cu bunătatea Lui și ne-a ajutat. Am adus la adresa Lui multe cântări de laudă și lăudat să fie Domnul Iisus, pentru că dacă am cântat neîncetat, n-ar fi plată pentru noi cât o suferi Domnul Iisus. Dar vrem ca în seara și asta Dumnezeu să pună pe altarul Său aceste cântări de laudă și să le primească. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să-și pună amprenta pentru fiecare dintre noi și aș vrea să laud pe Domnul cu o cântare. Cântarea se intitulează Te simți, o Iisuse, și astăzi. Dumnezeu să fie binecuvântat. E adevărat. De multe ori l-am simțit pe Domnul Iisus la lucru și mă gândesc așa, n-am niciun merit și nu sunt mai bun ca dumneavoastră, dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Dumnezeu să fie binecuvântat. Te simt, o Iisuse, și astăzi, Tu ești lângă mine și acum. Cu brațul tău doai tu crotire, căci tu ești al lumii stăpân. Cu brațul tău tu dai o crotire, căci tu ești al lumii stăpân. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Am fost copleșit de nedoială și m-am prăbușit la pământ, dar Tu ai venit ca un frate și ai stat lângă mine plângând. Dar Tu ai venit ca un frate și ai stat lângă mine plângând. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Azi sunt robul tău din iubire, sunt liber prin sângele tău și simt, Doamne, a ta ocrotire, când Tu vorbești, Domnul meu. Și simt, Doamne, a ta ocrotire, că Tu îmi vorbești, Domnul meu. Ai fost lângă mine în furtună, vântul Tu loveau casa mea. Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Lăudați să fie Domnul Iisus. Domnul să vă binecuvinteze, frații mei. Amin.